Salutare, mine Cactu, și bine v-am găsit la un episod din Minecraft România Feed the Beast Unleashed. Bun, hai să vedem noi ce facem în episod de astăzi. Deci căutam eu niște chestii pe aici, ceea ce mi-ați mai zis voi. Probabil vom face niște chestii de-astea. Ne vom axa mai mult în viitor, mă rog, pe Ender Termic, Ender, așa, chestiile astea. Însă, în moment de față, mai greuț. Dar poate îl facem și vedem noi cum funcționează pe parcurs. Chiar dacă n-am nicio idee cum funcționează chestiile alea, dar îmi vine. Hai să vă arăt eu niște chestii. Imediat. Cum se numea frate ăla? Tesseract. Energy Tesseract. Unde e? Ăsta. Energy Tesseract. E bine, la ce avem noi nevoie de un... pentru ce avem noi nevoie de un Energy Tesseract? Wow. Ok. Ok, chestiile astea mai ciudate. Tesseract-ul ne va ajuta pe noi. Bine, hai să vă explic eu. În timp ce tai chestia asta și le aduc. Tesseract-ul ne va ajuta pe noi în momentul în care vom dori să... Spre exemplu, să... Cum să vă zic eu, frate? Să transportăm energia dintr-un loc în altul, fără conducte sau fără cabluri. Ok? Ce ar însemna asta? De exemplu, noi la ferma aia din fața casei, știți că am pus noi o grămadă de cabluri, de fibre, de sticlă și chestii ca să ajungă până la acolo. E bine, chestia asta poate fi eliminată doar prin simplul fapt că putem construi două energy tesseract-uri. Tesseract-uri în română, mă, ce mai ai atâta. Așa. Mamă, și acum trebuie să adunăm toate astea, oholiu. O să dureze ceva, dar nu contează. Așa, deci dacă noi construim niște energy tesseract-uri din acelea, unul îl punem în casă, frumos să se încarce cu energie, iar celălalt îl punem la ce mașinărie dorim noi. Și după aia, pur și simplu totul să fie foarte ok. Pentru că acele energy tesseract ne va conferi... Va transporta, cum ar veni, energia dintr-un loc în altul. Acum, interdimensional, nu sunt sigur că funcționează, n-am încercat. Dar am încercat așa, simplu. Și merge. Nu ne oferă o cantitate incredibilă de energie. Dar ne oferă. Suficientă. Și când zic suficientă, mă refer la o cantitate rezonabilă. Da? Bun. Așa, ce altceva? Ah, da, v-am zis eu data trecută că ar fi niște chestii, niște mașinării de tăiat copaci, la care mă gândeam eu. Și voi mi-a zis că, ia uite, că poate e un turtle, poate e o chestie, dar nu chiar la turtle mă refeream eu. Da, știți că putem să facem turtle-uri din acelea de tai copaci și fac chestii dacă programăm. În fine, dar nu chiar la chestiile aia mă refeream eu. Mai zic o dată, mașinăria pe care am construit-o în Feed the Beast Ultimate. Nu mai știu exact în ce episod, dar știu că am construit una de tăia copaci ca lumea. Și... Dar nu... Iar am uitat cum se numește, bă. Bine, nici nu mi-am să aminte, dar în fine. Am uitat cum se numește. Ceva de genul... Nu, nici nu știu din ce mod era. Cred că era din Forestry. Dacă nu mă înșel, dacă mi-au luat bine aminte. Bun, cred că episodul ăsta o să-l intitulez adunarea, colectarea resurselor. Ceva de genul că, după cum vedeți, stăm și adun, gata, m-am plictisit. Ok, o să încerc eu să-mi iau aminte cam cum se numește chestia aia. Bă, mai avem ceva de adunat? Bă, cred că ar trebui să... Da. Hai, pe aici poate au mai picat niște de-astea. Da, au mai picat, bun. Și pe aici au mai picat și... Uliu, cât a pomul. Bine că și-au cresc ca ăia normal de... cresc giganți. Niște giganți de copaci. Ok. Modul Darkcraft. Un mod foarte bun. De că vă duceți voi aminte, cam cu ăsta am început să ne jucăm. Ar mai fi unele lucruri de care nu prea m-am atins eu în modul Darkcraft. Știți? Și... Cred că ar fi timpul să ne uităm un pic pe ele.
să vedem cam cu ce se mănâncă și chestii. În vine s-a pus mereu 1, 2, 3, 4, 5. Nu cred că e bine aici era, hai să-l punem aici. Îmi vine mereu să apăs ăla de la tastatură. Ah, erau 3, ok. Ok, asta e. Bun. Hai să vedem. Arond. Ah, stați așa că vine să strunt. Stați un pic. Bun, gata. Arond Dartcraft. Hai să vedem. Ăsta l-am făcut. Uite cam astea. Uneltele astea. Force pickaxe. Force arrow, force shovel, force axe. Foarte multe chestii destul de interesante. Știți? Însă foarte, foarte puternice. Force tunic. Ăstea nu văd cum ar putea să le, cum am putea noi să le facem. Nu ne arată vreo rețetă sau ceva. Din păcate. Da, în vine. Haideți să mergem noi, că nu mai tem pomul ăla, lăsăm acolo să arate bine. Mergem noi și... Hai să mâncăm unul ăsta. Oh, ce bun e! Păcat însă că nu ne oferă foarte multă energie. Foarte multă hrană, pardon. Bă, asta mai are? Mai are 30 de unități. Asta nu știu de ce mai merge. Trebuie aici neapărat să alimentăm cu copăcei. Și da, mi-ați mai zis voi mie că iau de că nu funcționează și nu știu ce. De tot rămân la ideea că e destul de ok și o să funcționeze, dar doar dacă putem să alimentăm aici la infinit cu copăcei. Și asta o să fie o provocare pe viitor. Opa. Ok. Acum, hai să facem noi. Hai mă, doarme azi. Așa. 1, 2, 3. Și niște bețigașe. Fog barricade. Trebuie de aici. Fog. Stick. Bă, ia stați așa. Cum se făceau astea? Force stick. No, a nu mi se pare că mi iese. Da, în fine. Uite mă, că dacă le punem așa, dacă le punem acolo, poate. Ce vorbești, mă, băiatule? Uite, așa ceva... Ah, uite. No, e imposibil așa ceva. Force stick. Unde mă, force stick-ul ăla? Force log, da? Uite, mă, pac și cu pac și nu ne dă ce ar trebui să ne dea. Ah, ok. Însă putem să facem foarte simplu un din ăla. Ia, avem un bus pe undeva pe aici? Nu avem gogule, nu avem. Cum să avem noi? Cum să avem noi bețe? No, de ce am avea bețe? Facem o baghetă de asta. Și dacă punem așa... Bă, și bățul ăla până la urmă cum îl facem? Hă? Nu merge și altfel? Nu merge, fii atent. Fii atent că nu merge să facem altfel bățul ăla. Bun, bagheta asta o păstrăm. Nu se știe niciodată când vom avea nevoie de ea. Însă problemuța este că chestiile astea nu ne ajută cu nimic, adică, uite și tu. La ce ne-ar trebui așa ceva? Sigur e un bug sau ceva. Nu, no, e useless chestia aia. Force log. Bă, da, nu înțeleg, adică aici mi arată pe de-o parte rețeta în shaped crafting, pur simplu. Force log și așa. Doamne, incredibil frate, incredibil așa ceva. Force stick și pur și simplu nu ne lasă să-l facem. Force log. Doamne ferește. Așa ceva mai rar. Mai rar vedem. Dar în fine, acum asta e, n-avem ce să facem. Dacă nu vrea, nu vrea. Poate în asta. Poate e alt rezultat, dar nu... Nu văd să fie, dar în fine. Bun, asta e o dilemă pe care trebuie să o rezolvăm. În orice caz, avem de-alea și nu ne putem ajuta, din păcate. Force shard sword. Bățu, force stick. Deci,
Incredibil așa ceva. Golden Bow. Sigur, mă, nu putem să obținem asta în alt mod? Force Log. Ok. Cum se numește asta? Oak Barricade. Oak Barricade. Hai să vedem. Oak Barricade. Da. Se obțin foarte frumos din tone de lemn, însă, din păcate, modul acesta interacționează cu Dartcraft și nu ne permite să facem chestia asta. Din păcate, din păcate. Însă, dacă reușim noi cumva să dăm disable, asta nu merge să facem ceva cu ea. Ar trebui să avem un pocket crafting table la noi. Ar trebui să facem, să reușim să facem cumva să dăm disable la modul respectiv ca să obținem acele prețigașe minunate. Dar în momentul de față nu putem, pentru că nu știm care. Wow. Ok, astea observ că sunt din Bibliocraft. Deci, ar trebui, mă rog, să fie din Bibliocraft. Dar nu toate, nu toate. În orice caz, nu mai contează. Că vreau doar să vă arăt cam cum ar arăta chestiile alea, jucărioarele alea. Acum, hai să vedem noi dacă reușim să facem acel Tesseract. Așa. Liquid Tesseract, Energy. Păi nu, Tesseract Frame în primul rând. Adică, n-a zic și eu. Ne trebuie un ăsta. Tin Hardened Glass. Hardened Glass-ul văd că se face în Pulverized Obsidian. Ok. Deci trebuie să pulverizăm niște obsidian în primul rând. Dacă și găsim pe undeva. Așa. Și după aceea parcă avem nevoie de ne avem nevoie de un induction smelter. Hai să vedem cum se face ăla. Parcă am făcut, nu n-am făcut. Induction smelter. Induction furnace, induction smelter. Machine frame. Bun. Invar. Uite, asta o să fie un pic mai complicat. Invarul. Pentru că nu știm unde. Da, genial, ne trebuie un induction smelter. Liquid table, invar ingot. Ingot case, blood. Dar de unde putem noi obține chestia asta? Astea știu că sunt în Molten Iron cu blood. Ferrous. Ok, putem să facem de la Ferrous. Suspect, suspect, induction smelter. Ferrous, dar nu ne trebuie Ferrous. Nu ne trebuie invar. Ok, chestia asta e mai dubioasă decât credeam. Invar block. Așa, țac, țac, țac. Nu. Aia trebuie să caut undeva pe internet să vedem cam ce și cum. Deci. Asta, după cum vedeți, am mai pus aici. Am pus și maneta, cred că v-am zis în episodul trecut. Trebuie doar să facem rost de niște sapling-uri. Astea nu o să le folosim, nu o să le punem acolo, stați liniștiți. Dacă punem noi aici, foarte frumos, o să obținem forță lichidă care se scurge, uite aici. Da? În squeezer. Bun. Să luăm toate astea după aici, tac, 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 minereurile importante. Mergem sus să le pulverizăm. Ca să obținem mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Că de. Ăsta e scopul. Asta mai are normal. Pulverized tin. Ok. Cum ar veni? Bă, ar trebui odată să facem și noi smelterul din Tinker's Construct. Smelter. Ho-ho-ho. Grout. Wow. Smeltery Drain. O să fie destul de dubios. Fire Epic. Fire Blood ăla o să-l obținem când mergem în zic în Twilight Forest. Și asta o să fie cam
mai greuțe de făcut, dar na, smelting. A, pe pur și simplu, trebuie să facem sand cu clay și cu gravel. Oare avem? Doar așa și pregătim și facem episodul următor, dacă e, nu? Adică zic și eu. Avem nevoie de niște sand pe undeva, dacă găsim. Avem niște ferrous pe acolo. De sand, gravel și niște clay. Unde putem noi găsi aceste resurse minunate? Avem pe aici niște gravel. Sandul obținem foarte frumos. Pur și simplu mergem pe aici. Uite așa. Și acum vine vorba de clay. Opa. De unde obținem noi niște clay? Lopată n-am. Că... Ok. Hai să facem repede o lopățică. Nu mai știu exact cum se... Așa. Una de lemn. Bă, că care merge una de lemn? Hai una de lemn. Avem dalea de diamond și lopățică de lemn. Ok, nu contează. Nu contează că nu trebuie să luăm foarte, foarte mult. Wow, în episodul următor, poate în vacanță, că vacanță voi avea destul timp, ne ocupăm de albinuțe, da, cel mai bine ar fi. Și atunci seria va reveni ca la primele episoade, adică o serie super tare, pentru că acum, na, v-am zis, n-au nu prea am timp, am și tezele, mai am destule de dat. Săptămâna viitoare, cred, că o să le... Nu, mai am după săptămâna viitoare, dar în fine. Avem 40 de diamond. Da, așa e că n-am filmat? Așa e că n-am filmat. Ok, Fraps-ul ăsta sper că face fițe în ultima vreme, deci probabil o să-l schimb, nu știu, vedem. Deci, cam ce am făcut eu de când am adunat nisip și până acum, am făcut așa, cât de la tastatură, și am convertit acest gravel în clay, după care o bucățică de clay, cu o bucățică de gravel și cu o bucățică de nisip, fac două growth pe care le băgăm aici și obținem 6 seared brick-uri. Aceste 6 seared brick-uri le-am făcut eu într-o măsuță din asta pe care o vom utiliza, o să vedeți voi, nu vă zic acum. Episodul următor. Ok. De aceea o punem, uite, aici la păstrare, împreună cu aceste cărămizi și în curând și cu astea. Ok. Bun. And go. Ok, aia nu ne interesează. Vreau doar să văd dacă pot să găsesc niște din astea. R. Ah, nu găsim. Nu găsim noi, uite, acum, chiar acum, poate cu U. Poate cu U putem să găsim. Repejor. Cred că am filmat cam în jur de vreo 17 minute, așa-i? Da. Deci astea, uitați, probabil astea vor veni. Asta mi se pare că e măsuța aia despre care vă tot vorbeam. Liquid table casing. Da, nu sunt sigur. Deci, da. Bun. Dar acum e momentul să încheiem și noi episodul. Până data viitoare, toate cele bune și la revedere!